Școala Săsească a reprezentat un punct important în dezvoltarea culturală a orașului nostru, iar fruntașii instituției au fost de departe mari căpetenii în domeniul istoriei. Un astfel de exemplu este și Gustav Rösler. Istoria este o știință care presupune studii îndelungate, cercetare științifică și nu lasă loc amatorismului în niciun fel. Tot ce s-a prezentat până acum a fost o cercetare științifică, o cercetare istorică, după foarte mulți istorici, între care aș aminti, referindu-mă la istoria orașului Reghin, la corifeii școlii Săsești, între care aș aminti pe Helvig Wilhelm, care a fost rectorul gimnaziului Săsesc până în 1906, Gustav Adolf Kien, care a fost de asemenea directorul școlii Săsești din 1929, de la unificarea școlii germane de fete cu gimnaziul Săsesc, de asemenea Traugott Schwab, care a fost director a acestei școli în 1931-1944. Ei, unul dintre marii corifei acestei școli a fost Rösler Gustav. S-a născut în 1887, a fost profesor de teologie la gimnaziul Săsesc, istoric local, inspector școlar al bibliotecilor evanghelice, membru în guvernul Iorga, iată, și în 1931 conducător al Ligii Studenților Sași. Ei, despre această personalitate reghineană aș vrea să vă vorbesc câte ceva astăzi. A locuit în piața Petru Maior de astăzi, piața mare, la numărul 55, o clădire impunătoare cu un stil anume. Și-a făcut studiile în Reghin, inclusiv cele gimnaziale, apoi studii la Brașov, la Sibiu, dar și în străinătate. Între studiile din străinătate amintim în Germania la Heidelberg, apoi la Leipzig și iarăși la Universitatea Maghiară din Cluj. A fost o personalitate publică în sensul că în 1931 a fost secretar de stat, aș putea să-l echivalez astăzi, în guvernul Iorga. S-a ocupat de învățământ, s-a ocupat și de învățământul săsesc și a scris chiar studii de istoria Reghinului și a școlilor din Reghin, studii care au fost unele publicate încă din 1903. S-a ocupat în special de promovarea limbii săsești, a limbii germane, a școlilor germane, dar s-a preocupat și de istorie, de istoria sașilor. Una dintre lucrările sale a fost bazată pe așezarea sașilor și migrarea acestora în zona noastră, și asta chiar dacă au mai existat și alte studii pe același domeniu. Cel mai mare studiu al său a fost istoria sașilor până la stingerea dinastiei arpadiene, respectiv la anul 1301. Ei, în această istorie a sașilor, el a încercat să demonstreze că sașii au fost colonizați în Reghin și zona Reghinului cam prin secolul al XI-lea, respectiv înainte de regele Gheza al Ungariei, prin anii 1060-1080. Fără însă a aduce niște argumente serioase sau trainice, nu atât pentru istorie, ci pentru argumentele care le-au avut alți sași care s-au ocupat de migrația săsească. Este vorba de sasul Negler, care a scris istoria sașilor din Transilvania și care în volumul său tradus în limba română și editat în editura Criterion
spune că, de fapt, migrația și așezarea sașilor în Reghin și zona din prejur s-a făcut în secolul XII, deci pe la anul 1100 până în 1190. Aduce argumente serioase, alături de el sunt și alți cercetători sași, în special de la Sibiu, care au tradus peste 400 de documente în limba română și ele au fost publicate în revista noastră locală, care s-a numit Reghinul Cultural. Ei, aceste documente vorbesc despre momentul așezării sașilor aici, într-o, să zicem, într-un terra desert, cum vroia să fie, adică un pământ pustiu, dar popular de o sumedenie de insule românești și ungurești. Numai așa se explică cum Reghinul a apărut în rândul unor localități sau în jurul unor localități pur românești, ca de exemplu Beica Română, Nadășa Română, Teleacul Românesc, Budacul Românesc sau localități pur ungurești, cum a fost, de exemplu, Brâncoveneștiu, Beica Ungurească, Voivodenii. Ei, toate acestea dovedesc că aici, la momentul așezării sașilor, pe care vroia să-l demonstreze acest Rösler Gustav, în momentul acela populația românească și ungurească era destul de bine așezată aici, localitățile acestora fiind atestate aproape la fel în același timp cu atestarea Reghinului. Așa, de exemplu, Luieru, comună românească, atestată la 1228, odată cu atestarea Reghinului. Acum vreau să mai amintesc acest Gustav Rösler, care a locuit multă vreme în Reghin, spre bătrânețe s-a retras la Sibiu. Cartea despre care este vorba, și anume istoria aceasta a sașilor până la stingerea dinastiei Arpadiene, nu a fost publicată în timpul vieții. Manuscrisul a fost lăsat unui prieten și el a fost publicat postum la anul 1968. Ei, despre Gustav Rösler au fost foarte multe referiri critice, între care o referire importantă a fost studiul și cartea lui Nicolae Iorga, care vorbește despre orizonturile mele, cum este intitulată cartea, dar și în Reghinul Cultural, unde expun materiale și le comentează despre Rösler Peter Schuller, profesor din Reghin, și cercetătorul științific de la Muzeul din Târgu Mureș, Rusu. Ei, aceștia se referă mult la Rösler în Reghinul Cultural, studii care au fost așezate de-a lungul a 10-15 ani în 10 volume, prin grija Bibliotecii Municipale, dar mai ales a ex-directorului Șara Marin, profesor, actualmente pensionar. Lecția de istorie de astăzi se încheie aici. Cu pași mici aflăm povestea celor care au reprezentat ceva pentru Reghin și care au marcat semnificativ cultura orașului nostru.